Ce desenează copiii de obicei? Porumbelul păcii, curcubeie sau copiii dansând împreună pe un câmp înverzit? Iată doar câteva din reprezentările copiilor care au încercat să transmită mesajul lor de pace în cadrul expoziției internaționale Culori pentru Pace, inaugurată în incinta școlii de artă din orășelul de frontieră Slatina. Din ce în ce mai mulți copii apelează la activitățile extrașcolare și una dintre activitățile extrașcolare care are un impact asupra copiilor este pictura. Vreau să vă spun că la clubul nostru avem peste 200 de copii care vin la cercurile de pictură și sunt interesați de pictură. Dovadă și expozițiile care le organizăm în fiecare an în număr de 3. În țările unde există pacea, predomină culorile vii, culorile vesele. Sunt copiii trăiesc bucuria păcii, dar din păcate avem și țări unde culorile sunt culori reci, culori întunecate care de fapt exprimă durerea și nesiguranța copilăriei lor. O să vedeți în catalogul expoziției Culori pentru Pace țări ca Bangladesh, Guinea și așa mai departe, unde au fost țări, Siria, avem desene din Aleppo, unde copiii nu văd altceva decât oameni care sunt împușcați, sânge și durere. Și culorile nu pot să fie vesele. Ne-am dorit să fie peste tot doar culori vesele care să exprime pacea. Ну, багато, багато років ми працювали у старому приміщенні. І у 2009 році почалося обновлення нашого приміщення. Але ви знаєте, я рахую, що якщо людина творча, якщо вона хоче працювати з дітьми, а для викладача в першу чергу це саме важливе завдання – працювати і розвивати дітей, тоді в любих умовах можна творити, можна навчати, можна розвивати дітей. Ну, але тепер ми дуже-дуже раді, що ми вже в такій школі маємо можливість працювати. Стараємося останнім часом проводити багато творчих концертів. Mulți ani la rând, noi am avut ocupații în alta încăpere. În anul 2009 am început lucrările de renovare. Dar eu consider că în caz, dacă omul este o fire creativă și vrea să lucreze cu copiii, cu tinerile talente, să le formeze și să le ajute la dezvoltarea lor, apoi în orice ce condiții se poate crea și se poate învăța copiii frumosul. Să-i educi în spiritualul lui. Dar noi suntem foarte bucuroși că avem posibilitatea să muncim în noile condiții. Depunem eforturi de a prezenta cât mai multe spectacole. Spre exemplu, dat fiind că anul ce pleacă a trecut sub semnul omagierii lui Béla Bartók, noi am evoluat într-un spectacol dedicat compozitorilor maghiari. Deseori colaborăm cu școlile medii din localitate. Îi invităm la noi cu spectacole sau prezentăm noi în cadrul școlilor. Consider că pentru copii o importanță deosebită are interpretarea în ansamblu. Atunci copiii se simt liberi. Copiii au posibilitatea de a se forma atunci când interpretează împreună. De aceea, spiritul colectivului pentru noi e de o importanță deosebită. Astfel, copiii au posibilitatea de a evolua împreună pe scenă. Din 2003, la noi e secția de arte plastice. Avem profesori extraordinari, așa ca Livia Sorinovna. Dumnea ei, prin profesionalismul pe care îl deține, prin devotamentul de care dă dovada, poate să dea copiilor cunoștințe noi. Și copiii, cu satisfacție deosebită, vin la lecțiile dumnea ei. Știți că oralul școlar prevede că lecțiile să fie ținute în regim academic, câte 45 minute. Dar discipolii prefer să stea ore întregi, de la clasele 1, a 2, a 3, copiii vin, se adună, desenează ore întregi. Și când la școlile medii se termină orele, ei vin la noi și se preocupă de desen. Aici există o atmosferă prielnică. Copiii în tăcere lucrează, se simte spiritul al artei aici. Doamna profesoară îi învață cum să mânuiască penelul. Copiii învață spectrul culorilor și astfel se descoperă talente prin desenele lor.
La început și la sfârșit de an, noi organizăm orele lucrărilor de control, dar împreună cu șefa de studii, noi obținem o satisfacție deosebită la aceste ore. Discipulii demonstrează lucrările lor, pe care le-au pictat în decursul anului și noi admirăm desenele lor îndeplinite în diferite genuri. Pot afirma cu încredere că aceste ore de control sunt adevărate sărbători pentru noi. Proiectul la care participăm și noi astăzi a fost o solicitare mai veche. Noi am hotărât să participăm la expoziția Culori pentru Pace. Pentru noi a fost interesant de a participa, căci era condiția ca copiii să fie de vârsta până la 10 ani. De aceea, desenele prezentate sunt foarte sincere. Copiii în desenele lor își expun viziunea vieții, sentimentele lor, dorințele lor. Noi cu plăcere am participat la această expoziție, ce a fost inaugurată la Sighet. În ianuarie 2017, lucrările vor fi expuse la noi și copiii noștri cu deosebită plăcere participă. Când selectam desenele, toți erau doritori de a participa. Noi am ales cele mai bune desene. Cred că noi vom organiza aici, la școala, un atare concurs și vom selecta cele mai bune desene. Напевно, ці малюнки, вони є дуже відвертими, тому що ці діти відтворюють свої почуття у тих малюнках. І надалі ми продовжуємо тепер, теж брали участь у тій виставці, яка відбулася у Сігеті. А наступне у січні місяці, 13-го, у нас буде виставка. І наші діти з великою охотою, заохочені і коли відбиралися малюнки, то діти хотіли всі відправляти всі малюнки. Ну, ви знаєте, що виставка не тільки нашої школи, так що ми відібрали кращі малюнки і відправили на виставку. А в майбутньому це для дітей, я рахую, що може ми в школі проведемо окремо такий конкурс, з яких будемо відбирати малюнки на цю виставку. Expoziția este un eveniment unicat pentru Slatina, căci această localitate a definit întreaga Ucraina. Asociația Il Colori per la Pace din Italia, al cărei președinte este Antonio Gianelli, și-a propus de a organiza o serie lungă de expoziții, un adevărat periplu artistic pe mapamund. Proiectul asociației italiene a început acum 2 ani, odată cu comemorările din Sant'Anna di Stazema, oraș martir, prin masacrul comis de naziști în 12 august 1944 și care se situează în mijlocul teritoriului numit Parco Naționale de la Pace, unic în Europa. Asociația Il Colori per la Pace a reușit în acest an să colecteze desene ale copiilor din 87 de țări de pe 5 continente. Adunate la Stazema, mii de desene pornesc în expoziții care cutreieră lumea purtând mesajul de pace al copiilor din 10 de țări. În aceste expoziții, copiii din întreaga lume își exprimă prin intermediul desenului, formelor și culorilor, dorința de pace și protestul față de ororile de războaielor. Desenele acestor copii exprimă cu sinceritate și inocență visul legitim și natural al oricărui copil de a fi fericit, de a trăi și a se juca și de a studia în liniște și pace. Izvor de apă cristalină și pură, desenele copiilor din cele 87 de țări a început să curgă în toate direcțiile prin lume, începând de la orașul martir Sant'Anna di Stazema. Cu această ocazie, copiii din Slatina au transmis mesajul și speranța lor de pace, gândul că toți copiii din lume trebuie să crească în pace și în armonie. La eveniment, pe lângă autoritățile locale, a participat și președintele Asociației Italiene Il Colori per la Pace, Antonio Gianelli. Acesta a propus ca Slatina să devină un centru al păcii la nivel panucrainian, pentru caracterul polietnic al localității și spiritual, multiculturalismul care domină aici. Itinerarul expoziției prevede popasuri în toate regiunile Ucrainei, susținând astfel dorința tuturor ucrainienilor ca în Est să se inaugureze pacea și liniștea, iar combatanții să se întoarcă la vetrele lor părintești în acest an. Il Colori per la Pace a avut multe expoziții în Italia, Brazilia, Tonga, Vatican și Emiratele Arabe Unite, unde a întâmpinat și noul an, 2017, pe care toți ne-l dorim un an al păcii.